foarte bine acest joc toată săptămâna. Țin să mulțumesc acestor băieți minunați pentru spiritul de luptă care au dat dovadă astăzi. Aveam nevoie ca de aia de aceste trei puncte pentru a putea spera să intrăm în play-off pe ultima sută de metri. Țin să mulțumesc numerosului public prezent și astăzi la sala polivalentă din Reșița. Putem să spunem că formația oaspete ne-a surprins oarecum. Nu ne așteptam să se apere așa de jos și foarte aglomerat. Au utilizat numai arma contraatacului. Au avut și șansă în prima repriză. Putem să spunem că la singurele lor ocazii au marcat trei goluri. Să trag un semnal de alarmă în legătură cu această echipă, deoarece este din ce în ce mai greu să ne autofinanțăm și cerem ajutorul oficialităților locale și județene să vină lângă acești băieți minunați pe tot parcursul anului trecut și anului 2015, cred că și-au făcut cu brio datoria, apărând cu cinste culorile orașului.